Și taică-mă mă vedea de acolo pe mine în semi-întuneric, în ghereta aia. Și el a fost, înainte de a sta de vorbă cu mine, a fost luat și prelucrat de ofițerul politic. Și îmi spune, vezi că o să mai scrii, o să-mi primești pachet, să-mi scrii ca să primești pachet. Și eu i-am spus, zic, vezi că s-ar putea să-ți scriu și să nu primești pachet și să-ți retureze, să știi că n-am murit dacă primești pachetul de rând. Să nu te sperii că n-am de gând să mor încă. Nu să fii cu minte să primești pachet, să... Zic, bine, știu, lasă, în orice caz, să nu te sperii că mă întorc. Când o să-mi expire pedeapsa, o să mă întorc. Nu, încearcă să fii cu minte și cum eram acolo porniți, am zis, știi ce, dacă ai venit după atâția ani să vorbești cu mine, să-mi spui, să mă înveți ce să fac, mai bine nu veneai. Îți dai seama ce însemna asta pentru taică-mă? El v-a povestit după că a fost prelucrat. Mi-a povestit că a fost prelucrat, dar mi-a povestit ai mei că a venit acasă înnebunit. Că zicea că eram ca un lup în cușcă. Așa m-a văzut el pe întunericul ăla și spunându-i mai bine nu veneai. Fii tu să-ți spun așa ceva. Da, așa eram de porniți. De asta spun că noi când am ieșit afară din închisoare, noi ne simțeam mult mai apropiați, noi între noi, decât cu părinții noștri, cu ai noștri de familie, de care fusese despărțiți atâția ani de zile și de care nu mai aveam aproape nimic comun. Noi aveam comun cu ăștia, cu care fusesem acolo, cu care trăisem atâția ani de zile. Foarte interesant chestia asta. Cum v-ați descurcat după? În mod sigur ați avut piedici, tot timpul v-au urmărit? Nu. Sau nu știu, dar n-am simțit. Dar că era medic la Boldești. V-ați integrat ușor în sus. Lângă Ploiești, acolo la nord de Ploiești. Am găsit medic acolo, m-am dus acolo. Am stat vreo 3 luni de zile, deci m-ai eliberat la 16 decembrie 54 și până prin martie sau aprilie, așa ceva, am stat acasă, dar după aia am început să mă... Nu mai puteam. La vârsta aia nu poți să stai așa, să nu faci nimic, să nu... numai să mănânci și să te îngrași. Că m-am îngrășat, am luat 9 kg într-o lună de zile. Așa a fost trecerea de la regimul de închisoare la regimul de afară, la libertate. Și am zis, vreau să mă pus să fac ceva. Și veneam la București odată la o săptămână, la două săptămâni, veneam în București să mai văd pe ăștia de aici, de acasă, să mă mai întâlnesc cu băieții noștri pe care îi știam. Asta și am încercat să-mi găsesc ceva de lucru la București. Și atunci taică meu, ca să mă țin acolo, mi-a aranjat un post. Nu. Printr-o cunoștință, la Ploiești era o fabrică de ceramică. Și printr-o cunoștință de acolo m-a angajat la fabrica asta de ceramică. Lucram la cuptor. Cuptorul de ars ceramică. Și am lucrat acolo vreo lună de zile. Plecam dimineața din Boldești, erau autobuze, deci mă duceam la Ploiești, la fabrică, și după masă, seara, veneam acasă.
Am lucrat o lună de zile acolo, după o lună de zile s-au făcut restructurări, cred așa, se făceau restructurări mereu, una după alta. Și bineînțeles că fiind între ultimii angajați, am zburat. Și am mai stat încă două luni, sau o lună și ceva, am stat acasă și am zis iar, gata, vreau să lucrez. Și m-a angajat taică meu la un depozit de materiale, acolo la Boldeș, materiale, erau țevărie și chestii de astea de petrol. Și am lucrat acolo,